La mai bine o săptămână finalul meciului dintre SK Oțelul Galați și Poli Iași, din prima etapă a play-off-ului Ligii 2, care s-a încheiat cu victoria oaspeților cu scorul 2-1. Dorinel Munteanu are o reacție prin care aduce acuzații grave clubului condus Cornel Schweitzer. Fostul internațional îi amorțește pe reprezentanții Politehnicii Iași și susține că formația din Copou are arbitrii de partea ei în acest sezon, în timp ce SK Oțelul joacă doar pe teren. Dorinel Munteanu, atac la Poli Iași, suntem periculoși pentru unii și încep să ne atace din toate părțile. După meciul de la Galați, pe 19 martie, în prima etapă a play-off-ului Ligii 2, Dorinel Munteanu și-a îndreptat discursul mai degrabă către jucătorii săi, unii dintre ei dezamăgindu-le prin atitudinea și prestația lor din timpul jocului. Pe de altă parte, antrenorul Politehnicii l-a lăudat special pe Munteanu pentru ceea ce a realizat în acest sezon la SK Oțelul, timp ce Cornel Schweitzer a vorbit despre faptul că formația gălățeană a făcut un joc dur. Și mai mult decât atât, acest pisic cu un alt portar au fost la ultimul meci în deplasare de la Timișoara cu aceeași brigadă. Din toate părțile. Și mai mult decât atât, lăsați-i să meargă pe post, la televizor, și să vorbească despre arbitraje. Un accident nefericit s-a petrecut cu Ghiocel, care a fost penalizat cu cartonaș roșu, după care dă vina pe jocul nostru dur. Am jucat din greu cu mingea, omule. Și încă vorbesc. Nici acest joc, Poli Iași, în afară de golul secund, repriza secundă, nu a avut un șut pe poartă. Marele Poli Iași. Sincer, mi-e frică de jocurile din culise, care sunt convins că au existat și mai există în fotbalul românesc, a tunat Dorinel Munteanu la Radio Sport Total FM. Munteanu, fără conducere, arbitrii sunt cei ai casei pentru Poli Iași, liderul selecțiilor naționale și antrenorul campion cu Oțelul în 2011 a fost întrebat de moderatorii emisiunii Execuții Matinale și dacă a vorbit cu Leo Grozavu după meci. Munteanu a mers mai departe și a spus că Poli Iași are arbitrii de partea sa. Dar să-l lasă. Am fost penalizat pentru că, la fel, mi s-a refuzat penalti și la Slobozia, nu sunt un sfant, am greșit, am luat pedeapsa și asta mai departe, dar așa ceva nu se poate face, echipa asta de al meu, vă garantez, jucat doar pe teren și a fost corect, mai declarat Dorinel Munteanu. Cât despre arbitrul Cătălin Bizi, acesta a fost delegat de CCA acest sezon de Liga 2 la 3 meciuri ale Politehnicii Iași, toate jucate deplasare și câștigate, cu Unirea de și Poli Timișoara, sezonul regulat, iar cu SK Oțelul Galați, play-off-ă. Cel puțin în cel de la Dej, a avut două decizii care au întors soarta jocului în favoarea iasilor. Iar împotriva Politehnicii Timișoara s-a dat un penalti ușor pentru echipa lui Grozavu. A mai condus SK Oțelul la centru într-un alt meci din acest sezon, în cel de acasă cu FC Brașov, câștigat Galatasaray cu 2-1. Potrivit siteului Comisiei Centrale a Arbitrilor, Bizi face parte din lotul de arbitri din prima ligă, însă în acest sezon nu a oficiat niciun meci în Superliga. Are 8 Liga 2, 7 în Liga 3 și 2 Cupa României. Înregistrarea declarațiilor făcute de Dorinel Munteanu în emisiunea Execuții Matinale Lex Chijosi și Sorin Pană Mediafax Foto.